Încă de anul trecut noi am anunțat că planificăm un proiect fără precedent, foarte important pentru oameni, și anume drumuri bune pentru fiecare sat. Am invitat astăzi la ședința săptămânală a Partidului Democrat colegii noștri din guvern ca să ne anunțe la etapa la care se află acest proiect și să discutăm și despre suportul politic necesar acestui proiect. Este cel mai ambițios și cel mai mare proiect de infrastructură sau de îmbunătățire a infrastructurii în țară de la independență până în prezent. Respectiv, este și un proiect foarte complicat, care necesită un suport masiv a partidului în acest proiect. Vă asigur că Partidul Democrat și Coaliția de Guvernare are toată capacitatea și determinarea să ducă acest proiect la un bun sfârșit. În jur de 1200 de kilometri de drumuri vor fi reparate sau construite în cadrul acestui program. Și acesta este doar începutul, deoarece noi planificăm să extindem acest proiect și anii următori, pentru a lărgi și mai mult rețeaua de drumuri bune pentru satele Moldovei.